Doamnelor și domnilor, bună ziua! Începem jurnalul cu un caz șocant. O femeie a murit după ce a născut în subsolul unui bloc. Din primele informații pe care le avem, poliția a fost sesizată ieri că femeia a dispărut. Îl avem la telefon pe domnul Constantin Irina, purtător de cuvânt Poliția Neamț. Bună ziua! Bună ziua! Ce informații ne puteți furniza pe marginea acestui caz? Deci în ziua de 14 iunie, Poliția Municipiului Piatra Neamț a fost sesizată de un bărbat de 34 de ani din municipiu despre dispariția concubinei sale în vârstă de 25 de ani. Cu ocazia desfășurării activităților de căutare, aceasta a fost găsită decedată într-o boxă a reclamantului situată în subsolul imobilului, alături de cadavrul unui nou născut. Ambele cadavre. Care a fost cauza decesului? Ne puteți spune din ancheta care a fost făcută la fața locului? Au venit medicii la fața locului în scara de bloc respectiv în care a decedat femeia? La ce concluzie s-a ajuns până în acest moment? Deci ambele cadavre au fost transportate la Serviciul de Medicină Legală în vederea efectuării necropsiei și a stabilirii cauzei deceselor. Dar din primele informații, ce au spus medicii? Până nu se efectuează necropsia, este prematur să ne pronunțăm asupra cauzelor decesului. Bun. Încercați să ne, să ne povestiți firul acestui caz și v-am întrerupt. Spuneați că un bărbat a sunat la poliție, a reclamat dispariția concubinei sale în vârstă de 25 de ani, dacă nu mă înșel. Da. Vă rog să continuați. Deci, la data de 14 iunie, după cum am mai spus, un bărbat în vârstă de 34 de ani a sesizat dispariția concubinei sale din data de 12 iunie. Alte date la acest moment nu pot fi făcute publice. Bun, dar ce s-a întâmplat după aceea? Cum a fost găsită femeia? Înțeleg că descoperirea a fost făcută în subsolul unui bloc. Da, într-o boxă. Vorbim despre blocul în care locuiau cei doi? Da. Bun. Vă mulțumesc foarte mult. A fost Constantin Irina, purtător de cuvânt Poliția Neamț. Domnia sa ne-a furnizat detalii pe marginea unui caz șocant. O femeie în vârstă de 25 de ani a murit după ce a născut în subsolul unui bloc. Din informațiile pe care le avem până acum, poliția a fost sesizată ieri că femeia a dispărut. Sesizarea a fost făcută de concubinul acesteia. Vom reveni cu detalii în jurnalele noastre următoare.